Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție Bezei Live. Discutăm astăzi despre o afecțiune periculoasă, o afecțiune care, din păcate, încă ne situează în topul țărilor din Uniunea Europeană și anume vorbim astăzi despre tuberculoză. O afecțiune, cum spuneam, perfidă. O afecțiune ce are leac, însă, din păcate, incidența tot crește. Se spune din statistici că unul din cinci bolnavi de TBC din țările Uniunii Europene este român. Dar mai multe despre această afecțiune și despre data de 24 martie, da, ziua mondială pentru combaterea tuberculozei, discutăm cu invitatul meu de astăzi, domnul profesor dr. Traian Mihăiescu, medic primar pneumolog. Bună dimineața, domnule profesor doctor, mulțumesc că sunteți alături de noi și de urmăritorii Bezei Live. Mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule profesor doctor, așa cum spuneam și discutam înaintea deschiderea acestei emisiuni, din păcate noi românii încă suntem în topul țărilor, da, în care pacienții sunt diagnosticați cu tuberculoză. Să ne spuneți dumneavoastră dacă aveți ultimile statistici referitoare la această incidență. Da, aș face întâi o mică introducere. Deci 24 martie, pentru că în 1882 Robert Koch, la Academia de Științe din Berlin, a prezentat dovezile că tuberculoza este o boală bacteriană produsă de un bacil. A rămas și în istoria medicinii ca bacilul Koch, științific Mycobacterium tuberculosis. În acel moment, tuberculoza era ciuma albă. 25% din decesele din vest erau date de tuberculoză. Și sigur s-a născut speranța că vom avea tratament. După 100 de ani, în 1982, s-a declarat oficial Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Sănătății 24 martie, ziua de combatere a tuberculozei. Tuberculoza fiind cel mai mare ucigaș de natură bacteriană a speciei umane, pentru că a însoțit omenirea de la nașterea primelor comunități umane. Din păcate, în zona noastră, trecutul care l-am avut, tuberculoza a fost destul de răspândită și continuă să fie răspândită, pentru că tuberculoza este o boală socială care pune și ceva probleme medicale. Asta e lecția care o dă tuberculoza, o dezvoltare socială adecvată, fără inegalități sociale mari, cu asistență de sănătate populațională adecvată, duce la scăderea tuberculozei. Într-adevăr, în ultimii ani a scăzut incidența tuberculozei și în România, dar într-un an avem cam 8.000 de cazuri noi, depistate, și din ele cam 1.000 într-un an. Când în Statele Unite, anul trecut, au fost depistate 7.000 și câteva sute de cazuri, în Statele Unite ale Americii. Deci, în județul Iași avem mai multe cazuri de tuberculoză decât în întreaga Danemarcă. De ce, deci, domnule profesor doctor, în Iași sunt mai multe cazuri? Pentru că Iași este un județ cu o populație importantă și atunci 1% dintr-o populație așa importantă e de număr absolut de cazuri important. Da? 800.000 de locuitori în județul Iași, o populație tânără, o populație care a migrat, deci o populație cu un nivel de viață mai scăzut decât media pe țară. Deci sunt probleme. Tuberculoza a fost cam trecută sub preș, așa tot am insistat în ultimii ani. Nu-i corect ca un bolnav de tuberculoză să stea în condițiile de cazare de la Cluj, de sus, spre Brnova, din Iași, și altul care, dacă e bol cardiovasculară, să stea în niște condiții de lux. Tuberculoza trebuie tratată corect, da? Și merită să fie tratată, că e o boală vindecabilă. E o boală vindecabilă, domnule profesor doctor, dar vedeți dumneavoastră, cum recunoaștem o persoană care suferă de tuberculoză? Care sunt simptomele? Cum ne putem da seama că noi sau cineva din jurul nostru, din mediul nostru, suferă de TBC? Am să explic cumva invers. Orice ar avea un bolnav de plămâni, da? Orice simptome,
primul lucru care trebuie să ne gândim în România este să nu tuberculoză. Noi parafrazăm, spunem TB or not TB. Are sau nu are tuberculoză. Da? Dacă acea persoană este o persoană periclitată, are factori de risc de îmbolnăvire prin boli de deficiență imună, prin diabet zaharat, prin insuficiență renală, orice simptom respirator cronic mai mult de 2 săptămâni, trebuie să ne ducă cu gândul la tuberculos. Și invers, dacă este o persoană periclitantă, este un învățător, este o persoană care lucrează într-un cămin de copii, este o persoană care lucrează cu bolnavi imunodeprimați, acolo trebuie să o căutăm în mod activ pentru că acea persoană este periclitantă. Deci, se spune în Ziua Mondială a Tuberculozei din 2023 că este cazul să terminăm cu tuberculoza, dar puțin știu că dacă vrem să terminăm cu tuberculoza, trebuie să o depistăm și să o tratăm. Încă este modelul icebergului, încă din cele 8.000 de cazuri mai există, da? Încă cazuri nediagnosticate, cazuri cu infecție tuberculoasă fără să fie bolnave, deci știm că există și aceste programe, da, pentru depistare și pentru prevenție și știm de asemenea că în cadrul acestor programe multe persoane au fost diagnosticate cu tuberculoză, persoane care nu se știau cu afecțiuni pulmonare. Da. Ar trebui să folosim niște oportunități create, de exemplu, de pandemia COVID. Toate testele moleculare și toate testele de secvențiere genetică care s-au putut implementa în România foarte rapid. Da? Și laboratoare ar trebui trecute, da? Și finanțate pentru depistarea tuberculozei. Este o oportunitate care trebuie să o folosim rapid. Și în felul ăsta creștem numărul de cazuri diagnosticate cu infecție tuberculoasă, numărul de cazuri diagnosticate cu tuberculoză incipientă. Trebuie învățată lecția asta. A doua lecție că tuberculoza este o boală cu transmitere aeriană. Toți respirăm. Da. Da? Nu se transmite transcutanat, nu se transmite prin înghițire, digestiv, se transmite pe cale aeriană. Calitatea aerului, mai ales din încăperi, ventilația adecvată a încăperilor, da, filtrarea adecvată a aerului este extrem de importantă. Deci, Se transmite la fel de ușor cum s-a transmis în perioada aceasta și virusul COVID-19? Nu, nici pe departe, dar sunt multe surse. Perioada de incubație în tuberculoză de la câteva luni până la câteva zeci de ani. Din momentul expunerii. Nu e așa de contagioasă, dar sunt multe surse în jur. Și calitatea aerului inadecvată, ventilația inadecvată, favorizează persistența particulelor infectante în aer și de-aia, mai ales la persoanele tinere, la persoanele imunodeprimate, se produce mai ușor infecția. Dar nu în 2-3 zile, nu în 5-6 zile. Deci se poate manifesta după perioade lungi de timp. Sigur, vorbim de transpirație, febră, tuse cronică, o stare de apatie, scăderea poftii de mâncare. Dar în 10-12% din cazuri, tuberculoza nu are niciun semn în momentul depistării. De aceea, depistarea activă în anumite segmente de populație este foarte utilă. S-au început aceste campanii. De ce teste este nevoie, domnule profesor, doctor, pentru depistarea tuberculozei? Examinarea sputei, dacă se poate, nu prin tehnicile vechi, unele depășite, la microscopice și la culturi, sunt tehnici noi acum moleculare, da? Care permit în câteva ore să vedem dacă sunt bacili în spută. Examinul radiologic toracic, care se poate astăzi face cu o doză mică de iradiere și care poate fi chiar automatizat prin inteligența artificială și citește, sunt programe disponibile și prin caravane din România, citește orice anomalie pe radiografie, dar nu în ultimul rând și o evaluare clinică, o evaluare a stării bolnavului respectiv, a situației lui. Este el periclitat? Este el periclitant? Da? Și programele astea trebuie să fie permanente, în toată, nu în salturi. Hai, astăzi începem să depistăm și după 2 luni am uitat de depistare din zona respectivă. Deci, știm că la noi în Iași există astfel de programe și chiar au dat rezultate bune. Au dat rezultate, dar trebuie să continui aceste programe. Bun, această afecțiune, tuberculoza, poate fi confundată, domnule profesor doctor, și cu alte afecțiuni pulmonare? Adică, mai degrabă să adresez întrebarea sub o altă formă, o radiografie simplă, pulmonară, poate pune diagnosticul de tuberculoză? Tuberculoza, cum spuneam și la studenți, este marea imitatoare a tuturor bolilor pulmonare.
Orice s-ar vedea pe radiografie, poate să fie și tuberculoză. De-aia, un medic pneumolog va pune totdeauna pe lista de diagnostic diferențial și tuberculoză. Da? Diagnosticul de tuberculoză activă în cazul unei leziuni radiologice se pune relativ ușor și rapid în examinarea sputii. Da? Deci trebuie să ne gândim la ea. Repet pentru dumneavoastră, numai tuberculoza pulmonară sau laringeană, deci a căilor respiratorii, este contagioasă. Celelalte forme de tuberculoză, dacă nu prin plămânul, nu sunt contagioase. Pentru că nu ajung să transmită bacilul din interior în aer. Am Da? înțeles. Este, da. Dar orice formă de tuberculoză extrapulmonară, de obicei, este însoțită și de mici leziuni pulmonare. Deci, de-aia, pneumologia are un rol important în combaterea tuberculozei. Adică nu se poate confunda cu o pneumonie, cu o pleurezie, cu tuberculoza se vede în mod diferit imagistic față de celelalte Nu, afecțiuni, nu? nu, nu. Tocmai că se Nu? confundă adeseori, tocmai că apar greșeli de diagnostic. Am chiar o doctorandă care acum și-a terminat teza de doctorat cu erori de diagnostic în tuberculoză. Erorile de diagnostic există, inevitabile, trebuie să le demonstrăm, trebuie să le arătăm, tocmai ca să vedem ce putem face să îmbunătățim diagnosticul. Dar, pe de altă parte, un sistem medical bine dezvoltat, pune diagnosticul de tuberculoză rapid. Și încă o dată spun, păcat de acele tehnici moleculare și de secvențiere care sunt încă disponibile, care trebuie rapid trecute în Programul Național de Combatere a Tuberculozei. Bun, este o afecțiune. Cum să spun, este un diagnostic pe care pacientul îl primește cu greu, trebuie să recunoaștem, pentru că în momentul în care mergi la spital și primești acest diagnostic, apare acea stigmatizare și Stigma. pacientul se gândește, bun, cum o să mai îmi fac eu serviciul, cum o să mai merg eu în anturajul meu de prieteni. Mulți dintre acești pacienți diagnosticați nici măcar nu recunosc că sunt da, purtătorii acestei boli. Ce ar trebui să știm, domnule profesor doctor, că există tratamente și ce ar trebui să facă un pacient diagnosticat cu tuberculoză? Din păcate, încă stigma care primește un pacient, familia lui, este persistentă în România. Societatea o și dovedește că pune secțiile de tuberculoză în cele mai nedezvoltate, da, secții de spital sau Da. în secții foarte vechi, neameliorate din punct de vedere a calității, a habitatului. Dar trebuie știut că un bolnav de tuberculoză, sub tratament corect, dacă are bacilul sensibil, este necontagios. Sub Bun. tratament. Deci trebuie să-l convingem să ia tratament. La acest lucru contribuie foarte mult în ultimii ani asociațiile de pacienți, de bolnavi de tuberculoză din România. În Răduț, sunt două, trei asociații extrem de active și combat foarte mult această stigmă. Se întâlnesc, vorbesc, fac materiale informative, vreau să-i felicit, dar au făcut ceva extraordinar pentru România în ultimii ani. Asociațiile de sprijin, mai ales la bolnavi multidrog rezistenți, la care problema contagiozității rămâne sub tratament, care Am trebuie înțeles. sprijiniți. Da. Bun, acum că am ajuns la tratament, știm că există mai multe scheme de tratament, mai multe forme de tratament. Un pacient diagnosticat cu tuberculoză, în cât timp se poate declara pacient sănătos? Va mai fi un pacient sănătos sau această tuberculoză poate recidiva, poate reapărea? Deocamdată, în România, tratamentul standard este de 6 luni de zile, da? Și de o rată de vindecare de peste 85%, o rată de vindecare foarte bună față de alte boli infecțioase, dacă se face tratamentul corect, este și peste 95%. Foarte recent au apărut date în care tratamentul tuberculozei se poate scurta la 3 luni de zile cu medicamente mai scumpe, dar s-a demonstrat în studii economice faptul că scazi durata de tratament la 10.000 de persoane de la 6 luni la 3 luni de zile este de fapt un câștig economic pentru societate. Deci trebuie investit în noile scheme de tratament. Nu insist, sunt medicamente noi care au apărut. Și sigur, dacă depistarea bolii s-a făcut precoce, nu rămân sechele. Dar așa și cum vorbim la COVID, de sindromul long COVID, post-COVID și la tuberculoză este sindrom post-tuberculos, A, da. dacă depistarea s-a făcut tardiv, dacă au fost cavități, leziuni întinse pe plămân, rămân
fibroze, rămân niște sechele funcționale și bolnavul respectiv trebuie păstrat într-un regim de recuperare respiratorie, care practic nu există prea dezvoltat. Bun. Care sunt, domnule profesor, doctor, factorii sau de ce se îmbolnăvește o persoană de tuberculoză? Că toată lumea ne gândim că cei mai afectați sunt fumătorii, dar știm că nu e neapărat așa. Încă o dată, tuberculoza ne dă câteva lecții. Tuberculoza rămâne legată de condițiile sociale, exact, de numărul de persoane pe metru pătrat într-o locuință, de stare de pregătire, da? Numărul de clase care au fost absolvite, de venitul lunar mediu. Este important. Asta nu înseamnă că tuberculoza nu afectează și persoane bogate, pentru că toți respirăm. Dar în special acolo se duce și acolo trebuie făcut ceva. O asistență socială, deci eliminarea inegalităților sociale. Tuberculoza este considerată ca și mortalitate infantilă, da? Un marker unor societăți care nu sunt bine echilibrate, care nu sunt democratice, care nu sunt cu un program de sănătate populațională adecvat. Atenție! Da? Deci merită ceva mai mult investiția în tuberculoză decât cât s-a făcut în ultimii ani. Da. Se poate, pentru că foarte rapid putem să ducem la această sfârșit al tuberculozei. Se estimează, va fi o conferință în septembrie 2023 a liderilor lumii cu această temă privind necesitățile de finanțare în combaterea tuberculozei. În România a scăzut incidența, într-adevăr, dar scăderea asta a fost frânată în ultimii 2 ani de pandemia COVID. Sperăm să se poată relua această pantă de scădere a incidenței tuberculozei și în România. Dar care ar fi motivul scăderii incidenței în România a tuberculozei? Care ar fi motivele? A scăzut numărul de cazuri cunoscute. Cunoscute? Adică nu s-a mai depistat. Da? Nu au venit persoanele la tratament. Și acum apar cazuri cu forme extinse. Da? E posibil acum, după ce s-a încheiat puțin cu pandemia COVID-19, să apară din ce în ce mai multe cazuri de tuberculoză? Din ce în ce mai multe, pentru că și adresarea la medic și programele de depistare activă au început și sigur că nu trebuie să ne fie frică de asta. Primul lucru ca să scăpăm tuberculoză este să cunoaștem cazurile, ca să le putem trata. Da, citeam tot așa pe niște statistici în această dimineață. Era un studiu făcut în 2019 că 10 milioane de cazuri noi de tuberculoză apar în fiecare an și că 1,5 milioane de decese sunt înregistrate în fiecare an. A mai crescut numărul, a mai scăzut, aici e la nivel mondial. Da, ultima statistică arată că 10,6 milioane de cazuri de tuberculoză activă și 1,6 milioane de decese, dar 87% din acestea sunt în țările în curs de dezvoltare. Uh-huh. Da? Nu sunt în țările dezvoltate. În țările dezvoltate, în Danemarca, în Marea Britanie, în Statele Unite, tuberculoza care există mai mult la populația care a imigrat recent, la populația săracă, mai puțin la populația autohtonă. Închipuiți în Statele Unite, incidența tuberculozei este 2,8% de mii de locuitori. În România este 50% de mii de locuitori. Da? Deci diferența se vede. Da. Mai citeam de asemenea că media de vârstă, da, pentru acești pacienți este de la 45 până la 50 de ani. De asemenea, la femei și la bărbați diferă vârstele. La femei între 25 și 34 de ani, iar la bărbați între 45 și 54 de ani. De ce la femei, vârsta e mai mică decât la bărbați? Sunt mai expuse, au mai mult de lucru, lucrează mai mult. Da? Da. Se expun mai mult femeile, absolut, să înțelegem? Mai ales în mediul indoor, în încăperi, da? Sigur că da. Și este, din punctul ăsta de vedere, sexul slab în tuberculoză. Vă dați seama ce dramă unui mame cu copii care e depistată cu tuberculoză. Exact. Da? Și are de îngrijit o familie întreagă.
Deci e o problemă și aici ar trebui să intervină și comunitățile, asociațiile femeilor să ajute aceste cazuri, să fie o asistență socială. Iar Avem la poate. aceste cazuri înregistrate, mă scuzați, la copii cu vârste între 0 și 14 ani, da, scrie aici că reprezintă 4,4% din numărul total de cazuri, adică total femei și bărbați, 4,4% sunt copii. Iarăși, o problemă, care stau internați în spitale, care ar avea nevoie de o asistență și educațională în perioada asta. Ce Sunt. reprezintă pentru un copilaș, domnule profesor doctor, această afecțiune? O transformare a personalității sale, din experiența mea. Da? Deodată se trezește, da? Închis cumva, într-o comunitate de copii de același gen cu el, adică cu anumit nivel social, nivel cultural, fără educație, cu tratamente destul de greu de acceptat, dar copiii reușesc să treacă peste asta dacă sunt bine îngrijiți, dacă li se dă atenția cuvenită și în Iași, în secția de pediatrie, unii doamna doctor Bodi, a fost și doamna doctor, acum am putut scapă, nu bine, a continuat activitatea, Brânză, doamna doctor Brânză a continuat activitatea, eficiența se vede. Problema este ce facem cu acele sanatori, acele tratamente preventive pentru copii. Aici, când găsim un caz în familie și în jurul acelui caz de adulți sunt copii, acești copii ar trebui să primească un tratament preventiv, care În ce trebuie constă acest tratament preventiv? astăzi în România cu hidrazidă. Pe viitor va fi mai scurtat dacă se vor accepta noile droguri care au apărut și care ajung pentru 2-3 luni. Dar asta înseamnă tratament zilnic, corect așa ar fi, supravegheat de cineva. Înseamnă asistență socială, ca mama, tatăl respectiv să poată supraveghea copilul la domiciliu. Ar fi păcat să revenim la ideea să-i ținem 3-4 luni într-un sanator, fără educație adecvată, numai pentru ca să ia niște pastile. Da. Bun. La copii, tratamentul are aceeași eficiență ca la adulți. Pentru un copil diagnosticat la o vârstă fragedă cu tuberculoză, care va fi ritmul vieții lui ulterior? Va fi o persoană tarată, o persoană care la cea mai mică afecțiune pulmonară va avea de suferit? În general, nu. Se poate dacă acest copil, după terminarea tratamentului, este expus în continuare la anoxii respiratorii, să aibă o predispoziție către BPOC pentru bronșită cronică, emfizem pulmonar. Dar, în general, copiii se vindecă fără sechele dacă sunt diagnosticați la timp și evoluția este bună. Dar gândiți-vă ce înseamnă un tratament de 6 luni de zile la un copil. Gândiți-vă că și el este stigmatizat la școală. Sunt probleme care trebuie avute în vedere, nu numai tratamentul medical. Da, dar exact ce vă spuneam mai devreme, un pacient diagnosticat cu tuberculoză parcă nu are acel curaj să recunoască și sună ciudat să spui într-un grup de oameni, știți, eu am tuberculoză. Aici ar trebui lucrat puțin și cred că și această educație școlară, da, sanitară, Absolut. medicală, e foarte importantă. Absolut. Și am spus din nou că se încearcă și aici așteptăm comunitatea să se implice ceva mai mult. Nu numai foștii bolnavi de tuberculoză, dar și colegilor să înțeleagă că trebuie făcut ceva mai mult pentru societate în ceea ce privește tuberculoza. Se poate face cu certitudine. Au fost câștiguri importante în unele comunități de romi, de exemplu, da, de combaterea tuberculozei, când s-a folosit și comunicatori romi, da? Când mai ales la romi, nu acceptă cu ușurință, da, această etichetă de tuberculoză, o ascund. Dar dacă s-a Exact. comunicat adecvat, s-a reușit, doamna doctor Ioniță la Ciurea, în Iași, a făcut niște lucruri formidabile, da, în acele comunități. Pentru că știe să comunice, lucrează acolo de zeci de ani și știe populația de romi. Da, și la un moment dat erau focare de infecție cu Infecție, da. tuberculoză. Și
Nu neapărat în toate comunitățile, dar mai ales în comunitățile de rom sărace, care de la oraș, de la periferie, din suburbii, din favelele alea care sunt, le spunem favele, în Brazilia, dar și la noi le avem pe păcureți, pe undeva, fie că stau 10-20 într-o cameră, atunci sigur că acolo tuberculoza e mai frecventă și greu să comunici cu aceste populații. De aceea, important un comunicator rom implicat în program. Bun, acum, pentru că dumneavoastră sunteți medic pneumolog și ați tratat de-a lungul anilor sute, mii de pacienți da, diagnosticați cu tuberculoză, când a fost vârful icebergului, da, în această cazuistică? În ce perioadă v-ați confruntat cu cele mai multe cazuri? Sau când ați resimțit că e cel mai greu să faci față numărului mare de cazuri de tuberculoză? Cel mai mult pentru România, pentru mine, care mi-am început cariera în pneumologie în 1981, a fost după 89, după Revoluție și destructurarea vechilor sisteme sociale, cu o anumită anarhie socială, când a crescut tuberculoza rapid, a ajuns la 130% de mii de locuitori, acum e 50, deci au fost perioade în care erau foarte multe cazuri, da? În județul Iași aveam cazuri extinse. Bolnavii, persoanele atunci căutau cu totul altceva, căutau niște probleme de rezolvare economică și nu erau atenți la starea de sănătate, sistemul sanitar poate nu era așa de bine organizat ca acum, dar uite că s-a reușit totuși scăderea. Dar nu uitați că după război, în al doilea război mondial, prin anii 50-60, incidența tuberculozei era de 500-600% de mii de locuitori și până în 80 a scăzut la 50% de mii de locuitori. Pentru că s-a investit în combaterea tuberculozei. Atunci, după o vreme, da, s-a uitat. Eu n-am să uit, am avut în combaterea tuberculozei prin acei ani misiunea să merg în vizită și să vorbim cu politicienii, că era Organizația Mondială a Sănătății, a spus că trebuie voință politică ca să combați tuberculoza. Și m-am întâlnit cu un prefect într-un județ, nu spun unde, dar vă spun că așa a fost. Și am spus problema tuberculozei într-un județ sărac. Și domnul prefect atunci, prin 92, și-a spus, dar tuberculoza n-am eradicat-o. Deci tuberculoza era în vârf, da? Dar politicianul nu știa că mai există tuberculoză. Da, de aia E, s-a aceeași discuție ca și acum cu COVID-19. Da. Deci este o Dar nu s-a problemă și de terminat politică. pandemia, nu. Da. Este o problemă și de politică. Trebuie politicienii să înțeleagă că sănătatea publică include și combaterea tuberculozei și e important de Bun. finanțat asta. Prin combaterea tuberculozei discutăm și despre vaccinare, domnule profesor doctor, da? Și vaccinarea nou-născuților la 4-a 5-a zi după naștere. Haideți să discutăm puțin despre această vaccinare, pentru că mulți dintre noi, părinți, avem senzația că dacă administrăm acest vaccin copiilor noștri, ei vor fi feriți toată viața de tuberculoză. Nu este așa și vă rugăm să ne explicați de ce. Vaccinul antituberculos BCG e vechi de aproape 100 de ani. Este bun pentru că previne formele grave de îmbolnăvire. Atâta vreme cât avem așa de multe surse, atâta vreme cât găsim cazuri la grădiniță, găsim cazuri la asistente medicale care se ocupă de copii, sigur că acești copii trebuie protejați de formele grave, meningita tuberculoasă. Da? Nu previne infecția tuberculoasă. Durata de prevenție nu este foarte mare. Multe țări au renunțat la vaccinarea BCG, dar condițiile epidemiologice de la noi impun, da, persistența vaccinării. Ați văzut că vaccinarea BCG dă și niște lucruri colaterale, a dat o creștere a rezistenței față de infecția cu SARS-CoV-2, cu certitudine. Dar este un vaccin care va fi modificat și au fost investiții făcute în ultimul an. Se vorbește de noi vaccinuri cu eficiență mult mai bună, folosind tehnologiile moderne care sunt în curs de evaluare. Au fost câteva studii în Africa de Sud, mai ales, care au demonstrat necesitatea vaccinării la eu multe cazuri infectate HIV pozitiv și au demonstrat eficiența noilor vaccinuri, vor apărea pe piață,
Dar asta necesită o investiție care încă nu s-a făcut la nivelul necesar. Sper că și în România să apară în curând noile vaccinuri. Ar fi bine să apară acel vaccin care să te ferească toată viața de această infecție. O Nu doză cred. unică administrată care să te Da, protejeze cred să pentru. existe așa ceva, da? În tuberculoză. Poate există pentru alte boli, dar bacilul tuberculozei este un microorganism foarte complex la care combaterea nu este numai cu vaccinare, este și altceva decât vaccinarea. Dar vaccinarea este o problemă care merită discutată de la țară la țară, de la Exact. condiție epidemiologică la condiție epidemiologică. Și pentru că am spus la începutul acestei emisiuni, am folosit un termen că este o boală perfidă. Și spun asta pentru că de multe ori poate fi confundată. O persoană care a trecut printr-o viroză banală, de sezon, să spunem, rămâne cu o tuse persistentă câteva luni de zile, poate. Și spune, n-am nimic, e o tuse, mai și fumez o țigară, am stat în curent, cum ne place nouă românilor să spunem că am stat în curent, dar nu merg să-și facă acele investigații pe care le-ați menționat și dumneavoastră, acea probă de spută, o radiografie și o probă de sânge. Cât de des ar trebui să ne adresăm acestor tipuri de investigații pulmonare, domnule profesor doctor, pentru că, repet, de multe ori spunem că nu avem nimic, e o sechelă după o răceală. Dacă persoana respectivă a avut cazuri de tuberculoză în familie, dacă Da. persoana respectivă se știe cu diabet zaharat, dacă se știe cu alte boli care dau imunodeficiențe, orice simptomatologie respiratorie cronică mai mult de 2 săptămâni ar trebui să meargă la un control medical. Dacă persoana respectivă are un risc de a fi periclitantă, lucrează cu copii, lucrează cu persoane imunodeprimate, trebuie să-și asume în planul de pregătire profesional și necesitatea ca starea lui de sănătate nu cumva să influențeze acele persoane imunodeprimate. Deci trebuie să-și facă controlul medical periodic. Periodic, ce înseamnă? Măcar o dată pe an, dar la o simptomatologie persistentă, chiar dacă ai făcut controlul acum 2-3 luni și apare între timp o tuse, apare o stare subfebrilă, apare o stare de apatie, controlul trebuie repetat. Și încă o dată, prin medicul de familie, prin consult clinic, da? Nu neapărat direct prin niște teste, pentru că este important de aflat contextul în care au apărut aceste simptome și de văzut care este gradul de risc a acea persoană să evolueze către o formă gravă de boală sau să infecteze alte persoane. Deci nu este standard, să spunem, din 3 în 3 luni, nu așa. Dar un control prin medicul de familie pentru sănătatea respiratorie trebuie făcut măcar o dată pe an de orice persoană, indiferent dacă a Înțeleg. avut sau nu cazul de tuberculoză în familie, dacă fumează sau nu. Dacă fumează, sigur că deodată are un factor de risc mai mare. Dacă a avut colegi, dacă a avut contacte cu alte cazuri de tuberculoză, dacă el însuși a fost bolnav de tuberculoză, poate să recadă boala. Deci, din nou, un consult adecvat cu medicul de familie, zic eu întâi, apoi cu un Da. pneumolog, va duce la o depistare rapidă a bolii. Bun, și ca să repetăm puțin care sunt simptomele, tuse O persistentă, tuse da. persistentă peste 2 săptămâni, transpirații, stare subfebrilă, mai ales seara vesperală la culcare, Deci pierderea acea în greutate, senzație că ne este frig, da, transpirații, înainte de a da? merge la somn. Transpirații, lipsa poftei de mâncare, o stare de apatie generală, pot să fie și tulburări extra-respiratorii în cazul atingerea unui organ din afara aparatului respirator, în condițiile în care persistă o stare febrilă și persistă această stare de astenie, merită de făcut controlul de Bun. specialitate. Nedescoperită și nediagnosticată această afecțiune, domnule profesor doctor, știm că poate duce la deces, dar în cât timp?
Cam în 2 ani, 2 ani jumătate, dar între timp infectează încă 15 persoane pe an, deci în 2 ani jumătate infectează cel puțin 30-40 de persoane. Da. Nu ajunge. Au fost cazuri de tuberculoză extinsă la persoane excluse social, la homeless, da? Care Da. au murit. În general, până la un punct, bolnavul realizează că are ceva grav și se prezintă la spital. Dar dacă se prezintă după un an, înseamnă că a stat ca potențial, da, caz de transmitere a bolii în societate și a infectat cel puțin 15-20 de persoane. Din cele infectate, 10% fac boala mai departe, dar oricum asta înseamnă că un bolnav de genul ăsta își dă urmași încă 2 bolnavi cu tuberculoză activă, cel puțin în următorii ani. Da. Dar există și posibilitatea ca într-un grup de oameni în care sunt unul, doi purtători de tuberculoză. Ei, cum ați spus, transmit boala, dar există și persoane care nu sunt afectate, nu, Absolut. da? Nu sunt Una contaminați? în tuberculoză, în lume la ora actuală există 1,7 miliarde, 1,7 miliarde de persoane infestate, fără să fie bolnave. Din asta cam 10% ajung să facă boală. Și la noi infecția este una, boala este alta. Boala înseamnă că deja bacilul se dezvoltă, sapă în plămân și atunci ajunge să fie prezent în spută, să fie aerosolizat. Deci este posibil ca unele persoane să fie expuse în mod repetat, dar asta nu înseamnă că se infectează sau se îmbolnăvesc. Și asta este un studiu făcut încă din 1948 în sanatoriile de tuberculoză, când a arătat că durata de expunere la asistentele medicale tinere care intrau în contact cu bolnavi este relativ lungă, dacă nu ai factori de risc de îmbolnăvire. Dacă ești infectat HIV, de exemplu, din contra, în câteva săptămâni după o infecție, o expunere de câteva ore, poți să faci o boală foarte gravă. Variația este foarte mare. Încă o dată spun, tuberculoza se transmite pe calea aeriană, nu se transmite din mâna cu bolnavul, mâncând cu lingura lui, da, folosind batistele lui, da, sau nu, pe calea aeriană. Și asta e bine de menționat. Calitatea aerului trebuie cerută să existe în toate încăperile publice. Un lucru care nu se face încă în România. Ventilația adecvată. Noi trebuie să trage curentul, valul la român. Sau e prea frig afară, nu aerisim camerele, da, birourile, locuința, că e prea frig afară. Sau Primul cred tratament că. pentru tuberculoză asta a fost, s-au rupt zidurile spitalului, s-au scos paturile afară, s-au deschis geamurile, bolnavii stăteau cu pături pe ei, da? Și se vindecau 60-70%. Asta a fost prima. Da? Pentru că până atunci tuberculoza prindea și populație foarte, foarte bogată, datorită faptului că Sisi, prințesa Austria, tuberculoză. Până la urmă s-a tratat, s-a dus în Italia, unde se puteau deschide geamurile, stătea în aer curat. O lecție pe care tuberculoza a dat-o societății, pe care am uitat-o cu ocazia epidemiei asta, pandemia asta de COVID. Da? COVID-ul se transmite și el pe cale aeriană, nu altfel. O să trebuiască să mai facem o emisiune legată și de COVID-19 și de aceste Sperăm să fie fenomene long COVID. o emisiune de istoria medicinii. Să Da, spunem, dar. a, uite ce a fost acum câțiva ani. Să nu spunem ceva care persistă. Sper. Oricum, multă lume a fost afectată de acest SARS-CoV-2 și de multe ori ne întrebăm, domnule profesor, doctor, ce e mai grav, să treci printr-o viroză și să rămâi cu anumite sechele pe care uneori nu le mai poți remedia, să treci printr-o afecțiune cum e tuberculoza, că se poate trata și nici nu mai știm, iar bolile acestea cu transmisie virală, bacteriană. Vor continua să existe, cu certitudine. Schimbările climatice și încălzirea globală duce la apariția unor Da. noi focare potențiale, patogene și pentru asta trebuie să fim pregătiți. Da? Pregătiți și să păstrăm niște programe de protecție generală a publicului. Sper să înțeleagă treaba asta. Da? Pentru Cred că că ar trebui să fim mai conștienți vis-a-vis de aceste controle regulate de prevenție, de. cu certitudine și să fim mai conștienți atunci când nivelul nostru de dezvoltare socială ne va impune acest lucru.
Pentru că dacă ar fi să lucrăm în Olanda și avem un câștig substanțial, societatea e bine echilibrată, este antisocial să nu te duci la medic atunci când ai simptome. Chiar vei fi exclus din locul de muncă dacă nu accepți un tratament. Nu se discută. Problema că am tuberculoză și nu vreau să mă tratez nu există în aceste societăți, pentru că persoana respectivă este periclitantă pentru restul societății. Exact. Și ar trebui să gândească la membrii familiei, în primul rând, și la cei apropiați și... De aici e vorba de conștientizare și de empatie. De asta e rolul emisiunii de genul ăsta și vă mulțumesc că ați făcut-o. Măcar o dată pe an să ne aducem aminte că există această boală tuberculoză. Eu îmi doresc prin emisiunile acestea nu doar o dată pe an, ci de cât de multe ori se poate să trezim interesul populației și să deschidă ochii din ce în ce mai bine și mai tare către partea asta legată de sănătate, că dacă dispare și sănătatea. Mâine, 24 martie, la Direcția de Sănătate Publică și Dispensarul de Pneumofiziologie din Iași va fi un workshop despre tuberculoză, se vor prezenta datele statistice și vor fi puse la dispoziția mass media și vor fi discutate în continuare, pentru că vorbim de 24 martie, o zi în care totuși guvernanții trebuie să-și aducă aminte că trebuie să investească mai mult în tuberculoză și în sănătate în În general. sănătate, în toate palierele legate de sănătate. Domnule profesor Mihescu, ce să vă spun? Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația noastră, chiar așa și de la distanță. Știm că sunteți cu treburi prin țară. Vă dorim sănătate, să ne revedem cu bine și cu noi informații, da, după această zi de 24 martie, Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei, să veniți cu date noi, cu statistici noi și sperăm să fie în scădere. Va fi cu siguranță. Mulțumesc. Doamne ajută! Vă mulțumim tare mult, o zi minunată! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați rămas cu noi pe Bezei Live. Nu plecați. O zi minunată, să ne revedem cu bine și mâine. Toate cele bune!